Și-au lăsat telefoanele mobile și notebook-urile în mașini, iar dimineața s-au pomenit fără ele. Doi proprietari de automobile care locuiesc pe strada Cuza-Vodă din sectorul Botanica s-au adresat la poliție. Aceștia ar fi declarat că din autoturismele lor au dispărut un notebook, o tabletă, un telefon mobil și un magnetofon auto în valoare totală de peste 15.000 de lei. La fața locului, forțele de ordine au stabilit că suspectul ar fi distrus lacătele de la portierele mașinilor și a reușit să pătrundă în autoturisme și să fure bunurile lăsate nesupravegheate. Acțiunile bărbatului au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate în preajmă. Poliția Capitalei roagă cetățenii care l-au recunoscut pe bărbatul din imagini și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă va fi identificat și găsit vinovat, suspectul riscă amendă de până la 67.500 de lei sau detenție de până la 4 ani.